Bună, suflete divine, îmbrățișez divinul din voi. Aș vrea astăzi să vă povestesc un pic despre ce se întâmplă cu corpul nostru când călătorim cu el. Ce se întâmplă cu acest vehicul, cu acest corp care ne plimbă la magazin, la servici, la o prietenă, în călătorie, la munte, la mare. Iar la final am să vă propun un exercițiu, o meditație de curățare energetică a acestui corp. Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, nu avem încotro, ca să zic așa. Noi introducem în corpul nostru tot felul de energii pe unde ne duc picioarele și ce facem în cursul zilei și apoi venim acasă cu energiile, cu bagajul ăla, ne simțim epuizați și ne punem la somn, cu tot cu energie, cu tot cu epuizare, cu tot cu bagaj. Și apoi dimineață când ne trezim, avem senzația că ne-am culcat mai obosit decât ne-am trezit. So, aș vrea să vă propun un exercițiu de conștientizare întâi, să conștientizați că indiferent pe unde calcă picioarele voastre, indiferent pe ce puneți mâna, de jur împrejurul nostru totul e vibrație, totul e energie. Și acel obiect sau acea persoană pe care o îmbrățișați e tot o energie. Și noi suntem cu toții niște mini-sugative, niște bureței, cum le zic eu, de energie și absorbim această energie cum crema este absorbită de piele, așa absorbim noi, intră în câmpul nostru energetic, energiile locurilor, spațiilor, oamenilor cu care am avut contact în ziua respectivă. Acest exercițiu, această meditație, v-aș propune să o faceți zilnic, sau ca să zic așa, în fiecare seară înainte de culcare, dacă vă plimbați mult, dacă lucrați într-un mediu cu foarte mulți oameni de jur împrejur, dacă lucrați de acasă, a spune doar o dată pe săptămână, dacă petreceți foarte mult timp în natură, în contact cu natura, direct cu mâinile, cu tălpile, poate îmbrățișați un copac, atunci nu e nevoie de exercițiul ăsta. Dar pentru cei care sunt empați și simt energiile celorlalți, pentru cei care încă se duc la muncă într-un colectiv, pentru cei care lucrează cu alți oameni în special, este nevoie să faci o curățare energetică permanentă în fiecare seară. În plus, poate nu v-ați gândit vreodată că e foarte importantă energia cu care mă pun în pat. Și tot bagajul ăla de care spuneam eu, toate energiile alea pe care le-ați absorbit prin tălpi, prin piele, prin buric, pe unde intră multe energie, prin chakra inimii și așa mai departe, toate alea le luați cu voi și în funcție de energiile pe care le aveți în interiorul vostru, călătoriți unde dictează energia, în subconștient, în astraluri inferioare, în astraluri superioare, depinde. So, dragi suflete frumoase și divine, vă propun meditație de curățare energetică pe care să o faceți în fiecare seară sau săptămână sau când aveți chef, anyway, anyhow, să vă fie de folos și de eliberare a energiilor stagnante. Sunteți iubiți și binecuvântați! Așează-te fie pe un scaun cu spatele drept sau un lotus, mâinile cu palmele orientate în sus, stau așezate pe genunchi dacă stai în lotus sau pe partea superioară a piciorului dacă stai pe scaun.
Începem cu un exercițiu de respirație pentru a calma subconștientul și a permite energiilor Universului să pătrundă în câmpul nostru vibrațional, fără nicio restricție din partea minții. Respirăm profund doar pe nas, numărând până la 7. Apoi apnee, ținem respirația, numărând tot până la 7. Și apoi expirăm profund, dar lin pe nas, numărând până la 7. Poți să faci această respirație de 3 ori. Închide acum ochii și hai să respirăm împreună. Inspiră, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apnee, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expiră, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspiră, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apnee, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expiră, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Închipuiește-ți, te rog, acum cu ochii închiși, prin ochii minții, că prin tălpile tale intră în corp o lumină violet puternică și urcă pe picioare, apoi se îndreaptă spre coloana ta și iese prin creștetul capului. Această lumină violet îți inundă tot corpul și odată cu respirația, această lumină împinge în afara celor 6 corpuri subtile ale tale orice energie stagnantă care a fost preluată de la alt suflet. Să începem cu picioarele. Inspiră profund și odată cu expirația, închipuiește-ți că prin tălpile tale iese acea energie pe care ai acumulat-o în decursul zilei, folosind picioarele la mers sau în altă activitate. Cere-i acum corpului tău să elimine orice energie stagnantă sau acumulată în timp ce mergeai sau te aflai sau numește aici locurile unde ai fost. Inspira. Expira. Și spune așa acum. Cer corpului meu să elimine toate energiile de frecvență joasă pe care le-am luat cu mine din și spune locul sau locurile respective. Inspiră, expiră și vezi cum un fum de culoare gri iese prin tălpile tale, tălpi care se eliberează. Te simți acum mai ușurat, mai ușurată, iar picioarele tale se simt relaxate și pline de energie pozitivă. Haideți să mai inspirăm o dată. Inspiră și odată cu expirația, elimină toate energiile stagnante din picioarele tale. Expiră profund. Mergem acum mai departe și ne oprim asupra coapselor. Inspiră puternic și simte și vizualizează cum în coapsele tale și șoldurile tale intră odată cu inspirația o lumină violet care îți inundă șoldurile și această lumină împinge prin pielea ta, din lateralele șoldurilor tale, toate energiile negative pe care le-ai acumulat în decursul zilei, pe scaunele pe care ai stat, în locurile în care ai poposit. Inspiră, expiră energiile negative. Inspiră profund și împinge afară din toate cele
6 corpuri subtile ale tale, toate energiile străine care au pătruns în șoldurile tale. Vizualizează cum lumina violet îți inundă șoldurile și le face să vibreze de energie pozitivă și curată. Inspiră, expiră. Simte o căldură în șoldurile tale. Simte cum mijlocul tău s-a relaxat. Merge mai departe cu atenția pe plexul tău solar. Respiră inclusiv din abdomen și odată cu inspirația, simte și vizualizează cum lumina violet intră în plexul tău solar și odată cu expirația, prin buricul tău, iese sub forma de abur toată energia pe care ai stocat-o în abdomen de-a lungul zilei. Inspiră lumina violet și expiră energiile străine și stagnante. Focusează-te pe zona buricului și simte cum acesta se încălzește. Și odată cu această căldură, din buric ies toate energiile negative. Inspiră, expiră. Urcăm acum mai sus pe chakra inimii și vom elibera toate emoțiile care nu sunt benefice pentru suflet și pe care le-ai simțit în cursul acestei zile. Inspiră lumina violet și odată cu expirația simte cum chakra inimii tale se încălzește și o puternică lumină verde iese acum prin pieptul tău, trimițând în univers toate energiile. Toate energiile care nu sunt benefice și toate se dizolvă acum spre binele tău și a celor din jurul tău. Inspiră profund și odată cu expirația, simte cum pieptul tău se umple de iubire și compasiune. Pune acum atenția pe toate emoțiile din centrul inimii tale și pune intenția ca toate emoțiile negative și care nu mai sunt benefice să fie dizolvate și transmutate cu iubirea divină din energia iubirii și acceptării. Inspiră, expiră. Simte cum pieptul tău se încălzește. Mută acum atenția pe cel de-al treilea ochi, în frunte, în mijlocul frunții. Inspiră pe nări și simte cum lumina violet pătrunde prin nările tale și urcă sus, pe frunte, în zona celui de-al treilea ochi. Și odată cu expirația, simte claritate în interiorul tău. Și odată cu această claritate, eliberează toate imaginile mai puțin plăcute pe care ochii tăi fizici le-a văzut de-a lungul zilei și înțelege că tot ce ai văzut sau ai experimentat este un test pentru tine, test pe care l-ai trecut cu brio. Inspiră profund și odată cu expirația, curăță energetic cel de-al treilea ochi, inundându-l în lumina violet, binecuvântată și vindecătoare. Inspiră, expiră, inspiră, simte cum fruntea ta se relaxează și se încălzește. Expiră acum lin. Mai poposim puțin în zona capului, și anume deasupra capului. Acum vom folosi mâinile și le vom ridica deasupra capului,
cu palmele orientate spre creștet. Odată cu inspirația, vom aspira din chakra coroană toate energiile care au atins creștetul capului nostru. Și odată cu expirația, apropie ușor palmele spre creștet și simte cum o energie puternică îți intră prin creștet și coboară pe coloană și apoi coboară până iese prin tălpile tale. Inspiră, trage toată energia stagnantă din creștetul capului. Expiră, apropie palmele și simte cum creștetul tău se încălzește. Inspiră, trage. Expiră, simte. Inspiră, aspiră energiile negative. Expiră și simte liniștea din capul tău. Mintea ta e liniștită. Acum, lasă ușor mâinile în jos și pune-le din nou pe picioare. De data asta, cu palmele orientate în sus, ne focusăm acum pe palmele noastre. Inspiră profund și ridică încet palmele, iar când expirăm, lasă palmele, degetele, moale, înapoi pe picioare și simte cum energiile negative pe care le-ai acumulat în palmă se scurg printre degete și urcă încet, încet în univers, dizolvându-se pentru totdeauna. Inspiră, ridică ușor palmele, expiră. Lasă mâinile relaxate. Inspiră, relaxare și eliberare energetică. Simte cum palmele tale sunt relaxate. Toate energiile pe care le-ai acumulat în degete și în palmele tale, făcând tot felul de lucruri în această zi, au fost eliberate. Acum, întoarce ușor mâinile cu palmele orientate în jos și rămâi așa câteva clipe, timp în care te simți din ce în ce mai ușurat, ușurată, mai liber, mai liberă de energie. Simte o pace și o liniște interioară. Mulțumește-i acum corpului tău că te-a susținut astăzi și că ai avut parte doar de experiențe minunate. Mulțumește Universului pentru această curățare. Iar acum, spune așa: fie ca această curățare să-mi aducă un somn odihnitor și benefic pentru corpul meu fizic, lăsând corpul astral să călătorească doar în dimensiuni superioare și benefice pentru sufletul meu. În numele Creatorului, Atotputernic, Tată, Mamă, s-a făcut. Și așa este. Mai rămâi câteva clipe în această stare de armonie interioară și când ești pregătit, pregătită, întinde-te în pat și lasă-te purtat, purtată de către Spirit.